că ceea ce a spus nu este adevărat. A fost o relație apropiată și instituțională și personală. Din punctul meu de vedere nu s-a rupt. Eu cred că a fost o lipsă de asumare din partea domnului Maior în fața Comisiei de Control a SRI. Nu știu motivul pe care l-a determinat. Eu l-am considerat un prieten, poate și un mentor, și am avut o relație apropiată cu el. În prima audiere, domnul Horia Georgescu ne spunea că a avut o relație foarte apropiată, că îl considera chiar prieten, iar domnul Maior ne-a spus că îl cunoștea vag. Considerăm că domnul Maior ne-a mințit. O să-i scriem o adresă domnului Maior, să-l invităm de urgență la comisie pentru a discuta. N-are cum să fie o discuție sau să se cunoască vag persoane care s-au întâlnit la sediul Serviciului Român de Informații, la sediul Agenției Naționale de Integritate, la restaurant sau la domnul Horia Georgescu acasă. Domnul Horia Georgescu a venit și ne-a spus aceste lucruri și a adus și probe în acest sens. Fostul șef al ANI nu mai ține legătura cu George Maior și considera că nu există o legătură între problemele pe care le are în instanță și relația cu acesta. Legat de momentele în care ANI a fost sesizat în legătură cu unii politicieni, Georgescu susține că a remarcat la momentul respectiv anumite coincidențe, iar azi își pune cu siguranță mai multe semne de întrebare. Horia Georgescu a mai relatat cum George Maior, directorul de la acea dată al SRI, se interesa despre felul în care decurge judecarea dosarului de incompatibilitate a lui Klaus Iohannis. Discuțiile erau legate de persoane importante, la nivel de șef de agenții, ministru, parlamentari. Nu existau discuții despre primari sau despre consilieri locali sau despre viceprimari într-o localitate sau despre președinți de consilii de țară. Interesant este că în cazul primarului municipiului la vremea respectivă, municipiului Sibiu, a făcut o excepție în dialogul acesta. Ne-a spus că ultima discuție pe care a avut-o cu domnul Maior despre parcursul în instanță al dosarului domnului Iohannis a fost pe data de 19 septembrie 2014. Acest lucru putem să-l verificăm sau o să îl verificăm la comisie, pentru că am înțeles că a fost vorba de un apel făcut pe telefon operativ, ne-a spus ziua, ne-a spus intervalul orar de la Serviciul Român de Informații și telefonul operativ de la Agenția Națională de Integritate. Potrivit declarațiilor lui Manda, se pare că serviciile secrete pregăteau noi numiri după alegerile prezidențiale din 2014. Concret, actualul ambasador al României în SUA, George Maior, ar fi urmat să preia funcția de premier, în timp ce pentru Horia Georgescu ar fi fost rezervat postul de ministru al Justiției. A ieșit scandal cu repartizarea locurilor la cele mai prestigioase 5 universități de stat de la noi, dar și de la Politehnica București. Statul lasă mai puține locuri la licență, master sau la doctorat. Rectorii vizați spun că acest lucru se face doar în beneficiul unor universități înființate după 1989 și al căror prestigiu abia dacă trece de planul regional. Profesorii cred că măsura este una politică. Nu au susținut numirea actualului ministru al educației Valentin Popa, iar asta îi costă scump pe ei, dar și pe studenții români. Guvernul a aprobat noile cifre de școlarizare pentru învățământul superior de stat în anul universitar 2018-2019. Sunt 62.000 de locuri finanțate de la buget pentru licență, 35.600 pentru master și 3.000 în cazul lucrărilor de doctorat. Practic, la toate cele trei cicluri de studii sunt reduceri, iar vizate sunt cele 5 universități care formează consorțiul Universitaria. Este vorba despre Universitatea de Vest din Timișoara, despre Academia de Studii Economice, Universitățile București, Babeș-Bolyai și Alexandru Ioan Cuza și despre Universitatea Politehnică. Acestea sunt de altfel singurele care apar în topurile internaționale și singurele care vor primi mai puțin bani de la buget prin reducerea locurilor de admitere. Statul își argumentează decizia astfel. Există studii și analize care arată că structura instituțională și cea a ofertei educaționale nu sunt corelate cu nevoile pieței muncii. Din studii reiese că peste 56% dintre programele oferite aparțineau științelor socio-umaniste, precizează Ministerul Educației. Aceeași instituție vrea să pună accent pe alte domenii precum bioeconomia, tehnologie informațiilor, energie sau mediu. Rectorul Universității din București este însă gata să dea în judecată Ministerul Educației. La studiile de licență, universitatea pierde 60 de locuri față de anul precedent, la master sunt alocate cu 335 de locuri mai puțin, iar la doctorat au fost tăiate 59 de locuri cu 17 mai puțin decât în anul universitar 2017-2018. Rectorul Mircea Dumitru acuză dur autoritățile. Cu ură și răzbunare,
Domnul ministru Popa, alături de colegii săi de partid, domnul Dragnea și domnul Dăncilă, au tăiat drastic din locurile la admitere ale celor mai vechi și mai prestigioase universități românești, universitățile din consorțiul Universitaria, și l-au împărțit cu generozitatea boierilor medievali noilor cetăți de scaun ale învățământului universitar românesc. Este lipsită de orice justificare rațională, se arată într-o scrisoare deschisă transmisă de rectorul Mircea Dumitru. Și alți profesori cred că este vorba despre o decizie politică. Noi și celelalte patru universități din consorțiul Universitaria, practic nu am semnat, cu o excepție, lista de susținere a noului ministru, ca să spun așa, care era o listă penibilă. Noi nu ne-am implicat, dar vedeți, în România neimplicarea, cine nu e cu noi împotriva noastră. Pe de altă parte, Ministerul Educației susține că Universitatea din București, de exemplu, creează programe de studii mai degrabă pentru a avea norme pentru cadrele didactice, semnalând faptul că nu prea ține cont de cerințele pieței muncii. Rectorii atrag însă atenția că este primul an în care Ministerul reduce numărul de locuri în facultăți. 5 centre medicale și 2 bănci de celule STEM au fost sancționate de Consiliul Concurenței pentru încheierea unor înțelegeri anticoncurențiale pe piața serviciilor medicale furnizate de maternități private. MedLife a primit cea mai mare amendă în valoare de 756.000 de lei. Următoarele pe lista neagră sunt Medicover și centrele medicale Arcadia. 5 centre medicale, Medicover, MedLife, Arcadia, Genesis și RUR, au intrat sub lupa Consiliului Concurenței. Vizate sunt și 2 bănci de celule STEM, StemSure Solutions și CBC Laboratories. Toate sunt acuzate că au încheiat înțelegeri anticoncurențiale pe piața serviciilor medicale furnizate de maternități private. Fiecare maternitate avea o relație contractuală de exclusivitate cu o bancă de celule STEM, spre care își îndruma pacientele. Dacă acestea alegeau banca agreată, serviciile de prelevare, procesare și stocare a celulelor STEM erau gratuite. În cazul în care optau pentru altă bancă, trebuiau să plătească un tarif stabilit de maternitate și banca agreată. Astfel, pacientelor li s-a redus accesul la o altă sursă alternativă de furnizare de servicii STEM, în funcție de calitatea și prețul acesteia, iar costul final plătit de paciente era mult mai mare dacă nu alegea banca agreată de maternitate. De asemenea, a fost afectată concurența între băncile de celule STEM prin limitarea posibilităților de intrare în maternități a altor bănci concurente în afara celor partenere. În țara noastră sunt prezente 12 companii pe piața de prelevare, procesare și stocare a celulelor STEM, însă doar 4 dintre acestea au ajuns să dețină în urma acestor practici aproximativ 90% din piață. Înțelegerile maternității, bănci de celule STEM s-au făcut în detrimentul pacientelor, cărora li s-a redus posibilitatea de a alege serviciile unei bănci de multe ori mai ieftine decât cele propuse de maternitate. Maternitatea a ignorat interesul pacientelor sale pentru a-și proteja propriile interese financiare și comerciale. În același timp, aceste acorduri au condus la reducerea concurenței între băncile de celule STEM prin blocarea accesului la pacientele maternităților, a declarat președintele Consiliului Concurenței. Cea mai mare amendă o are de plătit MedLife în valoare de 756.000 de lei, urmată de Medicover cu 181.000 de lei și Spitalul Arcadia cu peste 113.000 de lei. Cea mai mică amendă a fost de peste 22.000 de lei, aplicată RUR Medical. Toate companiile implicate au recunoscut încălcarea legii concurenței și vor avea de plătit amenzi reduse. Mafia exproprierilor duce la drame în comuna Domnești din județul Ilfov. O familie susține că este obligată de statul român să-și părăsească imobilul fără vreun temei legal. Pe terenul pe care se află casa oamenilor va fi construit un pasaj suprateran ca parte din șoseaua de centură a Domneștiului. Proprietarii spun că li s-a oferit o sumă mai mică drept despăgubire decât investiția inițială. Și asta fără evaluarea unui expert sau fără notificări prealabile. În schimb, în comună s-a dus vorba unui tun de 2 milioane de euro, tot în cazul exproprierilor de terenuri și case. Familia Ungureanu susține că locuința lor din Domnești va fi călcată de buldozerele statului prin brațul său lung, denumit Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Instituția face exproprieri. Vrea să ridice pe terenul familiei Ungureanu un pasaj suprateran ca parte a șoselei de centură. Oamenii susțin că li s-a comunicat doar verbal că se va întâmpla astfel și asta în urmă cu 4 ani. Familia Ungureanu susține că abia anul trecut în vară a primit o notificare. Oamenii erau anunțați să elibereze imobilul în 90 de zile. Li se mai spunea că vor primi 82.000 de euro pe o casă în care au investit 100.000. Niciun evaluator nu le-a trecut însă pragul. 5 ani din viață și-am făcut casa asta. Și acum am ajuns bătaie de joc. Bătaie de joc am ajuns la statul de român. N-a avut evaluator în curtea noastră.
datele judecate, mi-a zis acum ultima oară. Autoritățile locale le-au dat oamenilor autorizație de construcție în 2009, deși aceleași autorități știau încă din 2006 că vor urma exproprieri. Primăria se scuză și se scuză că nu e primarul de acum, se scuză că nu el a fost primar la vremea aceea și că primarul de atunci să răspundă. Între timp, oamenii din Domnești susțin că un vecin, fost candidat la primăria locală, ar fi primit despăgubiri de 2 milioane de euro pe o casă din comună. Clientela politică a partidului de guvernământ sunt plătiți la un preț mai ridicat și noi, oamenii simpli de rând, suntem luați în băzgălie de statul român, de guvernul român, de autoritățile locale. Lanțul nedreptăților legate de exproprierile din Domnești pare tot mai lung. Dovadă stau și actele primite de la familia Ungureanu. Invită pe oameni și este ștampilă cu 1 februarie 2018, da, să vină pe ziua de 5 ianuarie 2018, la negocieri, deci îi invită în trecut. Prinși în mafia exproprierilor, soții Ungureanu trăiesc de pe o zi pe alta cu frica în sân. O să rămânem pe drumuri, că tot dacă ne merită, oricum o să ne dea afară. Deci nu luați banii, nu-i luați, vă dăm afară. Așa de atât. Prețurile au luat o razna, inflația a ajuns la 5%, produsele nealimentare s-au scumpit cu aproape 7% față de luna trecută, iar alimentele ne scot din buzunare cu peste 4% mai mulți bani. Și serviciile sunt mai scumpe cu 3% față de luna februarie. Este pentru prima dată în ultimii 5 ani când inflația trece de 5%. O rată mai mare a inflației a fost consemnată în luna iunie 2013, când prețurile de consum au crescut cu 5,37%. Veștile sunt tot mai proaste pentru români. Rata anuală a inflației a urcat la 5% față de 4,7% cât era în luna februarie. Oamenii vor fi nevoiți să scoată din buzunar din ce în ce mai mulți bani, în condițiile în care oricum alimentele s-au scumpit. Eu cred că această inflație a fost generată de două cauze. Prima cauză este politica economică din ultimii ani, aș putea spune din ultimele decenii, pentru că toată această creștere economică a noastră susținută a avut o componentă care nu este sustenabilă pe termen lung, consumul bunurilor produse din importuri. Și serviciile sunt mai scumpe cu 3% față de februarie. Este pentru prima dată după 5 ani când inflația trece de 5%. Iar o a doua cauză aici ar trebui să fie o cauză monetară și Banca Națională ar trebui să dea o explicație. Este faptul că s-a dublat masa monetară din ultimii 2-3 ani. Ceea ce înseamnă o cantitate mai mare de bani în piață, întotdeauna o cantitate mai mare de bani în piață aduce după aia și o inflație. Și ar mai fi o cauză indirectă, avem unele categorii de persoane care au avut venituri mai mari. Evident, venituri mai mari înseamnă că au cheltuit mai ușor acei bani și nu te mai auziți la prețuri. Pentru finele anului 2019, Banca Națională a României estimează o rată a inflației de 3,1%, deși specialiștii spun că aceasta ar putea ajunge chiar și la 12%. Iar în plin scandal legat de cifrele date de INS privind inflația, Institutul Național de Statistică trece în subordinea directă a premierului Viorica Dăncilă. Practic, șeful executivului va afla primul cifrele legate de salarii sau de inflație și ar putea decide ce anume să fie comunicat populației mai departe. Analiștii economici trag un semnal de alarmă. Autoritățile nu vor mai anunța datele reale despre economia românească. O nouă hotărâre a Guvernului prevede trecerea Institutului Național de Statistică în coordonarea premierului Viorica Dăncilă. Institutul Național de Statistică se organizează și funcționează în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului prin Secretariatul General al Guvernului. Se arată în nota de fundamentare a proiectului. Analiștii economici au luat foc la auzul veștii. Este o măsură ticăloasă, nu are un fundament economic și reprezintă dorința de centralizare mai bună a modului în care sunt redate datele pe care le are Institutul Național de Statistică. Institutul de Statistică a fost deja supus unor presiuni de a nu spune adevărul despre starea economiei naționale, mai spun specialiștii. Chiar și Eurostat, instituția care colectează și prezintă cifrele macroeconomice la nivelul Uniunii Europene, s-a arătat suspicioasă de-a lungul timpului cu privire la datele venite din România de la INS. Marea temere este că tot ceea ce va conta va fi ce anume va dori premierul să comunice de acum înainte. Evident că, fiind în subordinea guvernului, mai degrabă va fi tentat Institutul Național de Statistică, precum în Grecia, să comunice date care sunt departe de realitate. Politicienii din opoziție afirmă că s-a dorit subordonarea unei instituții care încă mai arată starea reală a economiei. În funcție
de cum va decide doamna Dăncilă să folosească aceste date. Două variante, să ajungă cu întârziere sau să nu mai ajungă deloc. Analiștii economici spun că INS ar trebui să rămână independent la decizia guvernului, iar cei care simt presiune în a comunica datele reale despre economia României să anunțe public acest lucru. Viorica Dăncilă s-a făcut din nou de râs. De data aceasta a încurcat-o un anunț legat de Euro 2020. Adoptăm în perspectiva Euro 2020 și hotărârea Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții, consolidarea și modernizarea stadionului Giulești Valentin Stănescu, realizat prin Compania Națională de Investiții. Guvernul PSD stă cu spatele spre viitor, atrage atenția președintele executiv al PMP într-o postare pe Facebook. Eugen Tomac susține că România are ghinionul să fie condusă de Viorica Dăncilă. Acesta critică executivul pentru neimplicarea țării noastre în proiectele europene de IT. Degeaba România este un fel de Silicon Valley a bătrânului continent, iar limba română este a doua limbă vorbită la Microsoft după engleză, dacă actuala putere este îndreptată cu spatele spre viitor. Tomac mai spune că România este una dintre puținele țări europene care nu a aderat la inițiativele UE privind dezvoltarea de supercomputere, inteligență artificială și tehnologie blockchain. Pregătiri de război, niciun avion de pasager nu mai survolează spațiul aerian al Siriei. Măsura a fost luată după ce Statele Unite ale Americii au anunțat că vor lovi cu rachete mai multe ținte din Siria, ca replică la atacul cu gaz sarin în urma căruia zeci de civili au murit și mii au grave probleme de sănătate. Președintele american Donald Trump scrie din nou despre un atac în Siria, în vreme ce Rusia invocă motive de securitate și își retrage navele dintr-un port al țării conduse de Bashar al-Assad. Traficului aerian din întreaga lume, precum flightradar24.com, se poate observa că deasupra Siriei nu mai există niciun avion. Alături de Franța și Marea Britanie, Statele Unite pregătesc o ofensivă militară asupra țării conduse de Bashar al-Assad. Acuzația adusă Siriei este de atac chimic asupra populației din Duma și Organizația Națiunilor Unite s-a alertat și avertizează că este foarte important ca situația să nu scape de sub control. Pe de altă parte, Rusia amenință că va contraataca intențiile belicoase ale lui Donald Trump. Kremlinul și-a retras navele din portul sirian Tartus și așteaptă coordonatele țintelor care vor fi lovite de Statele Unite, potrivit cotidianului Comersant. Jurnaliștii se bazează pe imaginile din satelit publicate de un portal de monitorizare. Informația a fost ulterior confirmată și de Rusia. Șeful Comisiei pentru Apărare, Vladimir Shamanov, a explicat că retragerea navelor din port în apele internaționale are rațiuni de securitate. Între timp, Donald Trump scrie din nou pe Twitter despre un atac asupra Siriei. Nu am spus niciodată când va avea loc un atac asupra Siriei. Ar putea fi foarte curând sau nu prea curând. În orice caz, Statele Unite, în timpul administrației mele, au făcut o treabă grozavă, scăpând regiunea de ISIS. Unde este al nostru? Mulțumesc, America! Mesajul vine la o zi după avertismentul lansat tot pe Twitter de președintele american, după ce nu cu mult timp în urmă se lăuda că are un buton mai mare destinat unui atac nuclear decât cel al liderului de la Fenian. Acum Trump provoacă Rusia să încerce să-i oprească rachetele pe care le va trimite către Siria. Rusia jură că va dobori toate rachetele care vor fi trase spre Siria. Pregătește-te, Rusia, pentru că vor veni frumoase și noi și inteligente. Nu trebuie să fii partener cu un animal care își omoară cu gaz propriul popor și se bucură de asta. Reacția furioasă a lui Donald Trump vine după ce Rusia a avertizat că va distruge toate rachetele trimise spre Siria. Declarația războinică a fost făcută de ambasadorul rus în Libia, după indicații primite de la Putin și șeful stafului său. Polițistul acuzat de pedofilie, Eugen Stan, a ajuns din nou în fața procurorilor. Bărbatul mai este cercetat în alte 4 cazuri de agresiuni sexuale cu minori. Eugen Stan a stat în fața procurorilor o oră și jumătate, iar la ieșire a declarat că este nevinovat. Mai mult, avocatul său susține că acele cazuri cu autor necunoscut sunt puse în cârca clientului său. Câte cazuri? Este adevărat că Câte astfel de cazuri? Faceți-o. Niciuna. Cum nu? Nu recunosc.
Procurorii de la Parchetul General au extins ancheta în cazul polițistului Eugen Stan, arestat pentru pedofilie. Bărbatul este acuzat de alte 4 fapte de agresiune, fiind vorba despre 3 minori și un adult. Anchetatorii susțin că faptele de care este acuzat ar fi fost comise în 2015 și 2016. Eugen Stan a fost adus din arest la Parchetul General, unde i s-au adus la cunoștință noile acuzații. Deocamdată ne-am rezervat dreptul la tăcere pentru încă 4 fapte care se vor a fi băgate pe gât. Nu știm după ce au fost identificate ca fiind săvârșite de către inculpatul Stan Eugen. Deocamdată este audiat doar în calitate de suspect. S-a început urmărirea penală împotriva lui, transferându-se de la o cercetare în IREM și cam atât. Eugen Stan, polițistul de la Brigada Rutieră, acuzat că a agresat 2 copii într-un lift al unui bloc din capitală, a fost arestat la începutul lunii ianuarie. Scenă șocantă la un cămin de bătrân din Brăila. Un bătrân de peste 80 de ani și-a înjunghiat colegul de cameră de 71 de ani. Totul a pornit de la o ceartă pe bani între cei doi. Polițiștii au deschis dosar penal pentru tentativă de omor. Un bătrân în vârstă de 84 de ani din căminul de pensionari Sfinții Petru și Pavel din Brăila și-a atacat cu un cuțit colegul de cameră. Bărbatul agresat are 70 de ani. Acesta a fost înjunghiat în zona abdominală. O asistentă l-a găsit plin de sânge. Agresorul plecase din cameră și lăsase cuțitul pe holul căminului de bătrâni. Femeia a sunat la 112 și a alertat poliția și salvarea. Victima a fost transportată la spital. Polițiștii au fost sesizați de către asistenta medicală. Evenimentul s-a produs pe fondul unui conflict mai vechi de natură financiară. În cauză a fost întocmit dosar penal și se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la omor. Agresorul a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Bătrânul de 84 de ani nu are voie să părăsească municipiul Brăila pe durata anchetei. Un italian care făcea parte din clanul Camorra a fost reținut în România pentru spălare de bani. Procurorii DIICOT l-au reținut pe Nicola Incheto, care are numeroase afaceri în România, pentru spălare de bani și pentru asociere în scopul comiterii de infracțiuni de tip mafiot. Italianul a fost reținut ca urmare a unui mandat de arestare european emis de Direcția Antimafia din cadrul Procuraturii Napoli. Ați aflat de ce sunteți acuzat? Omul de afaceri italian Nicola Incheto, stabilit de 20 de ani la Pitești, a fost reținut pentru spălare de bani și asociere în scopul comiterii de infracțiuni de tip mafiot. Anchetatorii spun că lucra pentru clanul mafiot Camorra. Presa italiană scrie că afacerile din Argeș ar fi parte din averea șefului clanului mafiot Casaleze, Michele Zagaria, supranumit Capastorta. Și fratele lui Nicola Incheto a fost reținut. El are 38 de ani și locuiește în Italia. Astfel de indivizi sunt pe tot mapamondul. Ei au obligația să folosească banii pe care îi primesc, să îi înmulțească și în același timp, la limita legii sau chiar cu încălcarea simbolică de multe ori, nu flagrantă a legislației statului respectiv, ei trebuie să producă alți bani pe care să-i trimită înapoi, să-i spere pe cei pe care i-au primit și să-i trimită înapoi curați sau să producă alți bani. Aici este problema, treaba acelor instituții. Există instituții care verifică dacă există spălare de bani. Există alte instituții care constată fraudele fiscale. Acum, dovedirea faptelor, de evaziune sau de spălare de bani sau cine știe ce, intră în atribuțiunile altor instituții. Afacerile sale sunt evaluate la câteva milioane de euro. Surse judiciare susțin că Nicola Incheto spăla bani pentru mafia italiană. Cei doi frați sunt acuzați de infracțiuni grave, participare și asociere la infracțiuni de tip mafiot. Investigațiile au durat 2 ani și au fost duse de autoritățile din România și Italia în colaborare cu Interpol. Procurorii români și italieni au strâns sute de interceptări telefonice și ambientale și mii de documente bancare. Procurorii au pus sechestru pe 400 de apartamente din Pitești, aparținând firmelor lui Nicola Incheto, după descoperirile investigatorilor italieni. Nicola Incheto a construit sute de apartamente prin firmele sale și deține cel mai modern centru spa din Argeș. Caz incredibil în capitală, o fetiță de 10 ani a fost călcată pe o trecere de pietoni, iar șoferul vinovat a fugit de la locul accidentului fără să-i pese ce se întâmplă cu micuța pe care a lăsat-o într-o baltă de sânge. Poliția îl caută acum pe șoferul fugar și are o misiune grea, pentru că mașina a tot fost vândută succesiv, iar oamenii legii nu au semnalmentele individului.
Este alertă în capitală. Polițiștii sunt pe urmele unui bărbat care a spulberat pe trecerea de pietoni o fetiță de doar 10 ani. Accidentul a avut loc pe o stradă din sectorul 4 al capitalei. Bărbatul nu a oprit la trecerea de pietoni, ci a apăsat mai tare pe accelerație, a luat-o pe fetiță pe capotă, după care aceasta a căzut la pământ. Șoferului nu i-a dat prin cap să oprească, ci a plecat mai departe, asta în condițiile în care fetița zăcea într-o baltă de sânge. Toată scena a avut loc sub ochii îngroziți ai trecătorilor, care au sunat la 112. Fetița s-a ales cu răni grave în urma accidentului. Capitala a fost împânzită de polițiști pentru a-l găsi pe cel care a dat bir cu fugiții. În astfel de situații, în secundele următoare, prin dispeceratul brigăzii rutiere, se alertează toate echipajele de poliție, dându-se semnalmentele celui care, sau așa zisele semnalmente, dacă există așa ceva, către toți cei care sunt în perimetru imediat adiacent. Dacă va fi găsit vinovat, șoferul riscă să stea mulți ani după gratii. Un astfel de comportament este incalificabil. Din păcate, este un sport național la nivel de România și mai mult în ultima perioadă. 31 de accidente în care au fost implicate microbuze au avut loc în ultimul an pe străzile țării. În urma acestora, 26 de persoane și-au pierdut viața, iar mai bine de 200 au suferit răni grave. Accidentele în care sunt implicate microbuzele au crescut semnificativ în ultima perioadă. Cea mai recentă tragedie a avut loc la începutul lunii aprilie. Un microbuz în care se aflau 10 persoane a căzut în râul Bistrița. În urma accidentului, 7 oameni au murit. Atunci autoritățile județene au declanșat planul roșu de intervenție. În 2017 au avut loc 31 de accidente cu microbuze, 26 de oameni au murit, iar alți 200 au fost grav răniți. Fenomenul nu a fost abordat serios și nimeni nu a dat sprijin pe această zonă. Dacă este să fim corecți, ar trebui ca poliția rutieră să ne furnizeze date statistice legate de accidentele rutiere în care sunt implicate vehicule de transport pasager nelicențiate, adică cele sub 9 locuri. Și atunci vom constata și vom vedea în termeni reali ce se întâmplă pe această zonă și dacă într-adevăr fenomenul pe care noi îl denunțăm de ani de zile este unul real. În țara noastră mor circa 97 de persoane la 1 milion de locuitori. Media europeană este de 50 de decese. Anul 2017 nu a fost niciun fel diferit pentru țara noastră din acest punct de vedere. Știm foarte bine că construcția de autostrăzi a noi, de infrastructură nouă, este un proces, o teză cu mari semne de întrebare. Ceea ce trebuie să facem însă de mult timp și nu facem, este să aplicăm corespunzător marcaje. România este, potrivit statisticilor, pe locul al doilea în Uniunea Europeană după Bulgaria, în ceea ce privește numărul de decese în accidente rutiere, raportat la 1 milion de locuitori. Anual în România mor circa 2000 de persoane în accidente, iar alte mii sunt rănite. Veste bună pentru salariații din sectorul public. 30 aprilie va fi zi liberă de la stat. Mini-vacanța de 1 mai va dura astfel 4 zile. Anunțul a fost făcut de premierul Viorica Dăncilă în ședința de astăzi a Guvernului. Data de 30 aprilie 2018 să fie zi liberă pentru salariații din sectorul public, având în vedere că marți, 1 mai, este zi liberă nelucrătoare. Ziua liberă de pe 30 aprilie nu se aplică însă pentru locurile de muncă unde activitatea nu poate fi întreruptă. Pe de altă parte, bugetarii au o zi în plus la mini-vacanța de 1 mai, dar vor recupera ziua liberă de dinainte de 1 mai. Instituțiile publice vor opta fie pentru desfășurarea activității în regim normal de lucru sâmbătă 5 mai, fie pentru prelungirea timpului de lucru până la data de 11 mai, conform unei planificări stabilite. Aceleași reguli se aplică tuturor instituțiilor publice, nu și magistraților sau instanțelor judecătorești care au procese cu termen tocmai ziua de 30 aprilie 2018. Grav accident în capitală. Un taximetrist s-a răsturnat cu mașina în zona Crângaș. Șoferul de taxi a fost lovit de un autoturism care nu i-a acordat prioritate. Potrivit martorilor, șoferul avea și un client. Traficul pe sensul spre cartierul 1 mai a fost blocat, iar șoferii au folosit rute ocolitoare. Accidentul a avut loc puțin după ora prânzului în zona Crângaș. O bubuitură puternică în mijlocul străzii i-a scos afară pe toți cei care lucrau în zona. Un taxi a fost lovit de o mașină care nu i-a acordat prioritate și s-a răsturnat în mijlocul drumului. Martorii povestesc că șoferul avea un client în mașină. În jurul 14:30, un autoturism de tip taxi care se deplasa pe calea Crângaș nu i-a fost acordată prioritate de către un alt conducător auto care s-ar fi pus în mișcare fără a se asigura. Autoturismul taxi s-a răsturnat pe plafon, rămânând imobilizat în banda 1 spre podul Grad. Nu au existat victime, conducătorii auto fiind îndrumați către biroul accidentelor.
ușoare. Din fericire, nu au existat victime. Traficul pe sensul Turda 1 Mai a fost blocat 10 de minute. O altă stea a teatrului românesc s-a stins din viață. Carmen Stănescu, în vârstă de 92 de ani, s-a stins după o lungă suferință. Un mare reper în teatrul și cinematografia românească, actrița are în spate o carieră impresionantă. Revoltă în spitale, sute de cadre medicale din București și Tulcea au declanșat și astăzi proteste spontane nemulțumite de pierderile salariale. Peste 100 de medici au protestat la Spitalul de Boli Cardiovasculare din capitală, dar și la Spitalul Sfântul Ioan. Asistentele, infirmierele, personalul administrativ și medicii de la trei spitale din capitală au protestat față de regulamentul din sistemul de sănătate, care le plafonează sporurile la 30%. Situația este în felul următor, este foarte gravă, cel puțin pentru personalul auxiliar, care lor nu li s-a mărit salariul de niciun fel și după plafonul care s-a acordat acum, vor avea salariile mult mai mici. Protestatarii susțin că nu se vor mai acorda sporuri de gardă sau sporurile de sâmbătă și duminică. Drept urmare, personalul auxiliar, din care fac parte și infirmierii sau brancardierii, vor primi cu mult mai puțin decât cei 1.800 de lei cât luau până acum. Oamenii au mesaje dure pentru ministrul sănătății și ministrul muncii. Să ne ia în considerare și în considerație munca pe care o prestăm la patul bolnavului, pentru că și infirmierele și brancardierii și asistentele își aduc tot aportul pentru îngrijirea pacientului. Nu știm cât vom lua în minus, pentru că nu, administrația nu poate calcula cu acești bani. S-au făcut diverse simulări, dar nu e sub plafonul, e sub plafonul minim. Scad veniturile salariaților, diminuând și sporurile. Diminuând, acționând și asupra acestor sporuri de sâmbătă și duminică și la medici și la asistente, automat nu numai personalul auxiliar, dar chiar și din asistente, pentru că nu toată lumea are o creștere semnificativă la salariul de bază. Protestatarii au primit chiar și sprijinul pacienților. Surpriza care vor să le facă în mai, să le taie, n-au fost zile mai puține. Dânsii au lucrat, noi pacienții am fost în spital. Angajații spun că situația este gravă și că vor continua să protesteze până când situația va fi remediată. Proteste au fost și în alte zone din țară. Aproximativ 200 de angajați ai Spitalului Județean Tulcea au ieșit în stradă. Guvernul a aprobat în urmă cu o săptămână regulamentul cadru al sporurilor acordate angajaților din sistemul sanitar, care stabilește procente diferențiate în funcție de condițiile fiecărui loc de muncă. Asta în condițiile în care legea 153/2017 prevede un nivel maxim al sporurilor acordate în sistemul sanitar și de asistență socială de 30% din suma salariilor de bază. Hernia de disc se poate trata acum fără operație, iar durerile de spate pot deveni istorie. Clinica de ortopedie și mobilizare vertebrală Bioortoclinic a deschis un centru în București, pe strada Traian Popovici, pentru a veni și mai mult în sprijinul pacienților cu astfel de afecțiuni. Procedurile de tratament sunt inedite și nu implică intervenția chirurgicală. În clinică sunt îngrijite toate problemele coloanei vertebrale, de la hernie de disc, discopatie sau scolioză la spondiloză, cifoză sau maladii. Decompresia, recuperarea medicală post-traumatică sau fizioterapia sunt câteva dintre soluțiile oferite de medicii de la Bioortoclinic. Conferința Națională a Experților în Legislația Muncii a adus spre dezbatere noile modificări legislative, rolul expertului în legislația muncii în relația angajat-angajator, dar și situația lucrătorilor români din Italia și Spania. Cei prezenți, reprezentanții ai statului, ai sindicatului, dar și alți specialiști în dreptul muncii, au căutat soluții pentru problemele actuale din acest domeniu. Ce este un expert în legislația muncii și care este rolul acestuia? Care este situația lucrătorilor români din Italia și Spania? Acestea au fost doar câteva dintre întrebările la care specialiști în dreptul muncii au oferit răspunsuri. Mai mult, prezența Marine Elvira Calderone și a lui Javier San Martin Rodriguez, reprezentanții ai Italiei și Spaniei în discuțiile despre evoluția profesiilor din sfera relațiilor de muncă, a constituit elementul central al conferinței. Considerăm că în România, dar și la nivel european,
rolul profesioniștilor în domeniul muncii și politicilor sociale este de a crea o axă de dialog între autoritățile statului, patronate și sindicate, având ca obiectiv principal reducerea muncii nedeclarate. Eu sunt surprins că până la această oră profesia de expert în legislația muncii nu este autentificată, ca să zic între ghilimele, ca și profesia de avocat, de expert contabil, de expert financiar, de expert în construcții. Care este cea mai dificilă construcție în viața noastră de zi cu zi? Construcția relațiilor între oameni. Pentru acest motiv am și susținut să faceți parte din organizația noastră, să încercăm să definim cadrul cât mai precis al experiențelor în legislația muncii. Spotlight schimbă pentru 4 zile peisajul urban al capitalei. Începe așadar festivalul Spotlight, iar în următoarele 4 zile bucureștenii vor avea parte de un spectacol de lumini și culoare de excepție. Vor fi în jur de 25 de instalații și proiecții de lumini. Pe clădirile emblematice din București vor fi proiectate diferite jocuri de imagini însoțite de muzică și alte surprize pregătite de organizatori. Pe lângă monumentele de pe Calea Victoriei vor fi iluminate și Arcul de Triumf, Muzeul Grigore Antipa, dar și mobile de pe strada Lipscani. La evenimentul ajuns la 4-a ediție participă artiști din 11 țări. Festivalul atrage an de an mii de spectatori. În mass media britanică, un avocat care a cochetat cu jurnalismul de investigație și care a fost și condamnat în trecut, Paul Samrai, ar fi cel care a ordonat realizarea știrii false privind vânzările de armă de contrabandă din România către teroriști și care ar fi prins în flagrant o așa zisă rețea de hoți de mașini din Coventry. Acesta continuă să nege faptul că aceste reportaje ar fi false, deși investigațiile ulterioare au dovedit contrariul. Is it possible the weapons, these weapons, end up in the hands of what we call terrorists, as opposed to criminals? If you have the money, he doesn't care who you are. He's gonna sell to anyone. Acesta este reportajul care a trimis numeroase semnale de alarmă autorităților din România și care a făcut ca oamenii de contact al lui Paul Samrai să fie arestați în 2016 pentru presupuse fapte de terorism. După arest, Aurelian Zanto și ceilalți doi complici au spus că au fost plătiți pentru a filma acest documentar și a fost confirmat faptul că armele folosite nu erau reale, ci de jucărie și cu aer comprimat. These are high-quality weapons smuggled from Ukraine into Romania and then abroad. Demand, they say, is absolutely huge. The biggest seller, the AK-47, the weapon of choice of terrorists, not ordinary criminals. Reporterul Sky News, Stuart Ramsey, care a prezentat acest subiect drept o descoperire revoluționară, a părut foarte fericit în momentul arestării foștilor complici și a refuzat să recunoască vreodată faptul că este vorba despre un fals. De altfel, nici Sky nu a renunțat la această așa zisă știre. Clipul poate fi în continuare urmărit pe canalul oficial de YouTube al televiziunii britanice. Paul Samrai nu s-a lăsat după acest reportaj fraudulos. În urmă cu un an, avocatul a pus la cale o filmare cu o cameră ascunsă în Coventry pentru a prinde în flagrant un muncitor român care vindea dispozitive prin care se puteau deschide ușile mașinilor și chiar porni motorul acestora. You can use this when you want to steal the car. Yeah. Yeah. You use this. You use this. Yeah, yeah? You have to have the aerial out. Yeah, you use this. Okay, let's come on. And I have other one. Done. I have other one. Yeah. Conform datelor prezentate de Samrai, românul ar fi fost capul unei rețele de hoți, deși din autoturisme, din care ar mai fi făcut parte și alți compatrioți. După ce reportajul revoluționar a fost prezentat de tabloidul The Sun, poliția locală s-a sesizat și a deschis o anchetă în acest caz. Autoritățile britanice nu au reușit însă nici până la această dată să găsească ceva incriminator. Paul Samrai este un fost avocat specializat în imigrație. El a fost condamnat în 1994 timp de 3 ani de zile ca partea unei înșelătorii de 1,36 milioane de lire, menite să ajute chinezii din Hong Kong să obțină pașapoarte britanice, înainte ca Londra să renunțe la teritoriu în favoarea Beijingului în 1997. Clipe de groază în Alpii francezi, zeci de turiști și localnici au fugit mâncând pământul când o avalanșă puternică s-a revărsat pe o șosea din apropierea unui tunel important din regiune. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Sau gheață. La operațiunile de salvare iau parte atât echipaje de căutare elvețiene cât și italiene.
Fratele lui Carl Erivan, Christian Hogue, a declarat că omul de afaceri este un schior experimentat și un bun alpinist. Acesta a precizat și că familia miliardarului este deja pregătită pentru vești dintre cele mai proaste. De altfel, autoritățile din Elveția au declarat că șansele de a-l găsi în viață pe bărbat sunt minime. Carl Erivan Hogue este moștenitorul imperiului de supermarketul Tengelmann, a cărui afacere este estimată la aproximativ 3 miliarde de euro. Familia se află pe locul 176 în topul Forbes al celor mai bogate familii din lume. Vremea rămâne caldă și mâine în toată țara. În centrul și în sudul țării se vor atinge 25 de grade Celsius, dar mai multe informații aflați din rubrica Meteo. La noapte cerul va fi înnorat în vest și sud-vest, iar în Banat și izolat în Crișana va ploua și vor fi descărcări electrice. Vântul va sufla cu putere. În centru și sudul țării vor fi cele mai mici temperaturi de 7-8 grade Celsius. Tot 8 grade se vor înregistra și în nord-estul României. În restul teritoriului se vor atinge chiar și 14 grade, așa cum se prognozează pentru partea de vest. Mâine vremea se va menține mai caldă decât normalul acestei perioade în aproape toată țara. Cerul se va înnora, însă temporar, în jumătatea de nord-vest. De asemenea, vor fi și ploi, dar de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice și de intensificări ale vântului în Banat și Crișana și local în Oltenia, vestul și nordul Transilvaniei. Cel mai rece va fi pe litoral, unde mercurul din termometre nu va trece de 16 grade. În schimb, în restul teritoriului, în zonele de nord sau de sud, temperaturile vor varia între 24 și 25 de grade. La noapte, în capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 8 grade Celsius. Mâine, în București, vremea va fi frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Valorile termice vor ajunge până la 25 de grade. Și la munte avem parte mâine de vreme plăcută. În masivul Ceahlău se vor înregistra temperaturi de 13 grade Celsius, iar în Păltiniș și Poiana Brașov, valorile vor fi cuprinse între 17 și 19 grade. Știrile au ajuns la final, doamnelor și domnilor. Sunt Nadia Ciurlin. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu B1 TV. Urmează